Viitorii prezidențiabili, PSD și PNL, au deschis în aceste zile ostilitățile, folosindu-se de scandalurile momentului. Pe de o parte, Marcel Ciolacu și alții lideri social-democrați și-au pus partenerii la zid pentru promovarea cărții liberalului Nicolae Ciucă cu milioane de euro din bani publici primiți ca subvenții. În replică, conducerea PNL s-a folosit de tragedia de la Spitalul Pantelimon, fie pentru a cere demiterea ministrului Rafila, fie să ia măsuri pentru recredibilizarea sistemului de sănătate. De câteva zile, relațiile din coaliție s-au răcit. Proximitatea alegerilor prezidențiale și nevoia ambelor părți de a puncta electoral au făcut ca scandalul generat de modul în care este promovat Nicolae Ciucă din bani publici să pice ca o mânușă conducerii social-democrate. Inițial, liberalii din Modrogan au tratat superficial atacurile colegilor de guvernare și au făcut cadou liderului PSD cartea încă nepublicată. Ironiile socialdemocraților în spațiul public și cel virtual au continuat însă să curgă în valuri. Cartea în sine n-a fost nimeni deocamdată. Înțeleg că singurul care a citit-o sau a fost domnul Raeș Bogdan, că s-a pronunțat și la adresa conținutului. Bine, l-a contextualizat-o cu capra cu treiezi. Înțeleg că e pe aproape ca și conținut, așteptăm cu interes să apară. Bine, pentru liberal, că înțeleg că va fi lectură obligatorie acolo. Când tot spune de două luni, să mi-l ofere odată. Stai să mi-l ofere întâi. Domnul Mașcanu a spus că veți scrie prefața acestei cărți. Nu m-a solicitat domnul Ciucă pentru prefață. Iritat, președintele liberal i-a reproșat omologului său social-democrat abordările mai mult politicianiste și i-a recomandat să intre mai degrabă în haina de premier și să gestioneze tragedia deceselor de la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală pentru a reclădi încrederea opiniei publice în justiție și în sistemul de sănătate. Mai tranșant, un vicepreședinte liberal a solicitat demisia sau demiterea ministrului de resort Alexandru Rafila. Fiecare zi în care domnul Rafila, ministrul cu coasa, este în funcție, nu este altceva decât o insultă la adresa rudelor victimelor. Demiteți-l pe ministrul cu coasa, domnule Ciolacu, altfel veți rămâne în istorie ca primul ministru cu coasa, susține liberalul Florin Roman pe Facebook. N-am văzut niciun atac la nivelul guvernului. Sunt convins că în funcție de rezultatul anchetei administrative și dacă în partea de parchet și justiție se va dovedi că ancheta administrativă nu a fost desfășurată în conformitate cu legea și cu așteptările noastre în general, se vor lua măsuri. Dar deocamdată așteptăm aceste lucruri. Se vor lua măsuri. Asta trebuie să vă spună domnul prim-ministru. A zis că nu va ezita să ceară demisii de sus și până jos. Solicitările liberale au provocat însă reacția furibundă a liderului PSD. Domenii vitale, precum sănătatea și educația, nu se tratează precum o ciorbă de burtă, nici jocul de glezne sau proba de panotaj viteză nu sunt probe olimpice. Îi recomand, deci, domnului Ciucă să scrie mai mult la vestita sa carte și mai puțin pe rețelele sociale. Altfel, riscă să aibă mai multe panouri publicitare decât pagini la această capră cu treiezi liberală de 2 milioane de euro, scrie Marcel Ciolacu. În aceste condiții, viitoarea ședință de coaliție se anunță cu scântei. Cele două partide de guvernare au și așa destule motive de dispută. Noul pachet cu măsuri pentru reducerea cheltuielilor și a deficitului bugetar, neavând parte de consens de luni bune.